cotarda? Da. Mișcă bilateral, n-are nicio problemă. O să vă astea mie și zic în marcată. Da, 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 da. Da, faceți loc. Lăsați-l jos. Îl trăgeam pătura-l lume, imediat. Da, 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 pătura aia lui. Ai vorbit? Da. Nu, i-au dat aseara, acum e tensiunea 16. Aseara a avut 23. Da? Bine. Ce-i mă așa să ne înțelegem? Bine, așa? Și zile și cum. Hai, mai e cineva de aia? Ce facem? Hai. 2, 3, 5. Nu. Mai fac mai în sus? Mai în sus. De când vă simțiți rău? De duminică. Sănătate. Dă-te, Radu. Stare bună, acum 22 de ani, crescut hipertensiv, fără probleme medicale deosebite în acest moment. Nu intra acolo, nu intra acolo, nu intra acolo. Apoi fac urmă. Mariane! Să pregătești niște electrozi. Da, nu se poate așa ceva. Deci mi-am atins perfecțiunea în ceea ce privește televiziunea. Bă, da! Când am început să aibă probleme? Pacientul de la drogul cu elicopterul care suferea de hipertensiune arterială și era suspect de accident vascular cerebral. În această cauză, după ce elicopterul smurd a luat pacientul de la drogul și l-a adus aici, un copil de 3 zile care suferea de hipoxie, lipsă de oxigen în sânge, de urgență să cere transportul lui la București. Cei de la Smurd, de la elicopterul Smurd, au fost de acord, l-am adus cu incubatorul și acum pleacă spre București la Marie Curie.